Și am plecat și v-am zis cum am lăsat de fumat, că despre asta e vorba. Așa mi-au zis băieții, de fapt băieți. Aia sunt băiat. Mi-a dat un comentariu și l-am și văzut. Și mi-a zis, uite, ar fi interesant să ne povestești cum te-ai lăsat de fumat. Și cred că ar fi interesant să vă povestesc cum am lăsat de fumat și de ce m-am lăsat de fumat. Doamne, cum stă părul aici, de ce nebunesc? Mi-a furat și la șapca, nu mai am șapcă, trebuie să-mi fac altă șapcă, ești nevejale. Pot să vorbesc așa? Da, pot. Da, deci cum m-am lăsat de fumat? Am fumat de la 13 ani jumate și m-am apucat de fumat cu Kim Slims. Kim Slims. Probabil că mulți dintre voi nu știu că a existat o marcă de țigări care se numea Kim. Da, erau niște țigări de-astea, paie de-astea subțire, așa, care pe vremea respectivă nu știam ce sunt. Eu aveam 13 ani jumate, eram clasa a 7-a. În general, în școala numărul 10 din Floreasca, unde am fost și exmatriculat în clasa 8-a, dar asta e o altă poveste și nici nu vreau să vă spun, pentru că nu mi se pare așa de spus oamenilor ca dat exemplu de așa nu, dacă vreți, dar tot s-o țin pentru mine povestea asta. Poate fac un film vreodată cum am fugit de acasă la 13 ani jumate. Dar în sfârșit asta nu contează. Trecând peste chestia asta, m-am apucat de fumat pentru că la vârsta respectivă, când eu, probabil mai mult ca alții, credeam că pot să mut și mai mulți munți decât alții la vârsta de 13-14 ani pot să mute, a trebuit să mă apuc de fumat pentru că era by default, adică eram cu șmecherilor din Floreasca și nu puteam să fiu fătălău să nu fumez și m-am apucat de fumat luând țigări de la magazinul familiei care era în fața blocului și mai luam cu un pachet, că la furăciune eram în forță pe vremea respectivă și la minciuni, și la furăciune și la minciuni eram șef. Descoperise minciuna și veneam și mințeam de plăcere la un moment dat, ziceam, de ce nu-i fac eu pe ai mei fericiți? Când vin de la școală, zic că am luat un 10 la mate, ești nebun? Eu nu luam, nici 4 nu luam, nici mă duceam la oră, dar am luat un, hai nu 10, 8, că 10 nu aveau cum să creadă. Am luat un 8 la mate azi. O, bravo, mamă, se bucurau, adică până ajungeau la ședință, măcar erau bucuroși, ca și cum ar avea un copil care, știi, dar n-a fost să fie. În sfârșit. Bun. Și m-am apucat de fumat, v-am spus, la 13 ani jumate, la școală, cu faia, am fumat. Fumam, tati, dărupeam, înțelegi? La muncă, la Porsche, fumam, la bar, fumam, peste tot, fumam, urcam în mașină, mi-a prindeam o țigare, mă dădeam jos din mașină, trebuia să-mi aprind o țigare, mă întâlneam cu cineva, trebuia să-mi aprind o țigare. Și tot așa, orice motiv era, stai așa, m-am enervat, dă-mi o țigare repede, că băgam, știi ce zic? Totul era o țigare, totul era un motiv, știi? Și la un moment dat am zis, băi, eu sforăi foarte tare, pentru că am niște probleme cu căile respiratorii, polip și așa mai departe. M-am operat, am încercat la un moment dat să mă fac bine, dar am renunțat pentru că urăsc doctorii și urăsc felul lor de a fi. Dar în sfârșit, asta este un alt podcast și o altă discuție. Nu înțeleg oamenii care și-au dedicat viața unei meserii pentru a ajuta oamenii și când e vorba să-i ajute, nu mai au timp să-i ajute. Aia mi se pare total greșit. Dar în sfârșit, e problema lor. Bun. Și am renunțat la partea asta cu căile respiratorii și remeneuri și nu știu, pentru că m-am mai oprat la un picior și în urma remeneului rezultatul n-a fost chiar cel mai bun. Dar repet, trecem peste asta că sunt experiențele mele și am zis, băi, mă las de fumat. Mă las de fumat, firea ar fumatul mătii al dracu, că uite, de la fumat nu respir bine și am flegmă în gât tot timpul și am tot timpul munci în gât, de pe care nu pot să-i scot și nu respir bine și aș vrea să mă odihnesc noaptea, să dorm, adică eu n-am treabă, dorm, dar na, știi cum e, sforă, îi deranjez, aia bă, să rezolv problema asta, mă las de fumat. Și m-am lăsat de, adică m-am hotărât că mă las de fumat. Acum la mine problema e că sunt foarte încăpățânat și în general nu pe cele mai bune direcții. Adică nu mă încăpățânez să fiu cel mai bun la școală sau să fiu cel mai bun la condus sau nu știu, habar n-am. Sau să am cea mai tare emisiune, nu mă încăpățânez așa prostește. Adică eu dacă e să mor, o să mor că o să fac pariu cu unul, că n-am tupeu să mă împușc în cap. Înțelegi? Așa o să mor. Deci o încăpățânare prostească, dacă mă întreb. Și m-am încăpățânat să mă las de fumat pentru că, nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă, dar mai mult ca sigur vi s-a întâmplat, când ești fumător, se întâmplă, mai devreme sau mai târziu, să rămâi fără țigări. Și când rămâi fără țigări, ce faci? Le ceri prietenilor, amicilor din jur, colegilor și așa, dă-mă și pe o țigară, dă-și pe o țigară, dă-și pe o țigară. Și acum că m-am lăsat de fumat, na, eu că mă duceam și ceream câte o țigară, mă luau ăștia, nu? Că știți cum e. Bă, da, iar n-ai țigări, bă, da, niciodată nu ți-ai țigări, bă, da, ia, bă, da, eu nu ți-am dat, bă, ești bulangiu, dă și... În sfârșit, și erau discuțiile astea, știi? Și bun, și am zis, m-am lăsat de fumat. Ce, mă?
M-am lăsat de fumat. Unde te-ai lăsat, mă, de fumat? Păi zic, cum, unde m-am lăsat de fumat? M-am lăsat de fumat, mai fumez. Păi stai, dom'le, cum așa? Stai cu noi, hai să dăm o țigară, știi? E o sectă, știi? Adică ei, când aud că tu te-ai lăsat, e nasol, știi? Cum adică tu te-ai lăsat și noi încă fumăm? Nu se poate așa. Ia o țigară de aici. Nu vreau, mă, frate meu, că nu vreau, știi? Haide, dom'le, hai cu noi la țigară, chiar așa, ce ești tocilar. Acum, nu puteam să lipsesc de la pauza de țigară, știi? Că nu neapărat că... prin prisma faptului că nu mai auzeam eu ce vorbesc ei. Nu, nici de cum. Dar pauza e pauza, adică cheia marilor succese, știi cum e. Și mergeam la cu ei în pauză și ca să nu, adică ca să am această pauză și să am un motiv și să am așa, am luat o bomboană, știi, am luat niște pungi de bomboane. Bomboane. Efectiv, bomboane, simple, cu nimic, da? Cu fructe, că eu sunt cu fructele, nu cu ciocolata. Și de fiecare dată când ieșeam cu băieții la țigară, că așa, hai la țigară, nu știu ce, că noi fumăm cu tare, cu tare, pac, când băgam o bomboană în gură și sugeam la ea acolo. Sugeam la bomboană, nu mai spărgeam, aveam limba, cert este că aveam limba, numai tăieturi, crestături, așa aveam pe limbă de la bomboanele alea pe care le spărgeam și le mestecam și nu știu, și m-am lăsat cu bomboane. Prima dată m-am lăsat cu bomboane. Am încercat și Nicoret, am încercat și Nico căcat și toate prostiile, amestecat la dale, m-am usturat gura degeaba, nu există. Trebuie să ai voință de fier, din punctul meu de vedere, ca să te lași de fumat, pentru că corpul, tu pe tine te păcălești foarte ușor. Eu spun că dacă am putea să ne folosim mai mult din creier, am fi și Dumnezeu și diavolul și tot felul de lucruri pe pământ am fi, dacă am putea să ne folosim mai mult din creier. Dar nu putem, așa că asta e. Și atunci noi suntem foarte slabi și avem și prost obicei de a ne minți singuri. Hai, mă, că bag o țigare, dă o cu ce, hai mai bag, hai, băi, mă, las, ce-mi trebuie mie să mă las de fumat, mă? Trebuie mie să mă las de fumat, nu trebuie să mor și eu de ceva, de că, mă, până asta îmi trebuie. Înțelegi? Și atunci te păcălești singur, știi? Trebuie să fii tare, să fii foarte tare ca momentele alea să nu iei țigara și să iei bomboană. Știi? Și m-am lăsat și deci, ce să zic așa, ca, cum să spun eu, timp așa în care ești puțin presat de faptul ăsta cu fumatul, e cam o săptămână jumate. După o săptămână jumate, uiți, nu mai ai. Îți iese treaba cu țigara din schemă, începi să te simți mai bine, începi să ai mai multă energie, să, ia uite ce ten am, că nu mai fumez, ia uite cum nu mai miros hainele a țigări și cum miros ăștia care fumez. Mamă, ce urât, îți miroase gura, pleacă de aici, așa miroseam și înainte, execrabil, știi? Realizezi niște lucruri și strece partea asta cu fumatul, vine partea aia, ți-am zis, în care te simți mai bine și eu, ia uite ce rezultate am. Mai trec 2-3 săptămâni și uiți de toate lucrurile astea și uiți și că te simți mai bine și uiți și totul revine la normal și nu mai fumezi. Bun, toate bune și frumoase, până când mergi în locuri, până când mănânci și zici, mamă, ce ar intra o țigară după masa asta, până când faci sex și zici, mamă, ce-și băga o țigară, mă, dar treci de lucrurile astea și e ok. Îți aduce aminte că tu te-ai lăsat de fumat, că îți forei, horcăi, nu respiri, nu știu ce. E ok, știi? Problema e că la un timp de niște ani, distanță, am devenit motociclist, am ieșit să ies cu băieții cu motocicletele și în toate plimbările noastre pe care le făceam, pentru că în momentul în care ieșeam cu motocicleta trebuia cineva să aibă un drum de făcut undeva, la Ploiești, la Urlați, la mamă ce Mustang vomit. Așa. Unde mergeam noi cu motoreta, oriunde avea cineva treabă, noi eram cei mai fericiți că ăla are treabă acolo și că avem un loc unde să mergem și noi, știi, că câte ture, da, trebuia să ai o destinație, știi. Și la plimbările astea, băieții mei, pe drum mai făceau opriri de țigară, știi. Băi, stai, mă, faci noi o pauză să... Uite, vorbesc de motociclete, mă depășește una. Stai, mă, să faci noi o pauză, să fumăm, să nu știu ce, știi, Ducati. Bă. Și... Sper că nu dă cu fum albastru, n-aș vrea să... Să văd asta, o motoretă. Da, și poate face regenerare. Da, și da, băieții mei se opreau să fumeze, știi? Și na, acum m-am oprit odată, m-am oprit de două, m-am oprit de trei, m-am oprit de cinci, m-am oprit de nouă, m-am oprit. Nici nu era cu telefon, cu aplicații, cu astea, să zici că, sau să fiu o vedetă, să am multe mesaje, să am... N-aveam ce să fac, știi? Și eu fiind și agitat așa.
pot să stau locului, știi? Și tot s-a oprit. Bă, dă-mă și mie o țigară, că, ba, înțelegi? Ia, frate, oamenii, îți dai seama, n-aveau nicio treabă să știe că m-a lăsat, că nu m-a lăsat, că mă apucă, mă reapucă, nu interesant, păi, îți dai seama. Ia, frate, dă-mă mie, că trag și eu în gură așa, adică eu le ziceam lor, știi, parcă trebuia să le dau lor motivul pentru care îmi dau ei mie o țigară și vezi, Doamne, eu fumez sau nu, știi ce zic. Hai, mă, că trag și eu în gură și trageam așa în gură, știi. Hai, dă-mi de-alea mentolate, hai, mentolate, dă-mi de-alea, a părut zichent cu click de-alea, știi, click, băgam, pa, 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 mentolată în gură, pa, 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 mamă, altceva, știi. Și la pauză, pa, 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 și bă, cred că am ținut-o așa vreo o lună de zile, cred că am ținut-o cu dă și mie de-aia mentolată, dă că trag doar în gură, când nu se mai putea, adică, bă, frate, dar ia-ți țigări, ești nebun, păi ne fumezi pe noi, tia, da, zic, ce să, da, trebuie să-mi iau țigări. Și mi-am luat țigări și m-am reapucat de fumat. Și m-am reapucat de fumat și m-am întors la normalitatea mea de fumător, în care mă urcam în mașină, mi-a prindeam o țigară, mă dădeam jos din mașină, mi-a prindeam altă țigară, mă întâlneam cu Vasile, mi-a prindeam o țigară, mă enerva Costel, dă-mi o țigară că m-am enervat și tot așa, înțelegi? Bune și frumoase și așa și pe dincolo și nu mai știu de ce m-a determinat să mă las a doua oră, chiar nu mai știu. Cert e că m-am lăsat și a doua oră. Doar că a doua oară a fost poate că de 10 ori mai greu decât prima dată să mă las. Adică am avut multe tentative până să-mi iasă cele două săptămâni fără să bag o țigară, știi? Adică m-am lăsat 3 zile, am băgat o țigară. Pa! Am mai fumat 2-3 zile, am zis iar, gata, mă las, de data asta chiar mă las, știi? Iar am nu știu ce, iar am nu știu cum. Stai așa că m-a deranjat de la curs mașina de gunoi și am schimbat traseul. Da. Iar m-am lăsat 5 zile, iar am băgat. Păi, deci foarte greu a fost a doua oară. Mi s-a părut extraordinar de greu să mă las de fumat, cu toate nicoreturile, cu toate bomboanele, cu toate gumele mele, cu toate artificiile mele, să mă mint, să mă păcălesc, să mă... Greu de tot, greu. Deci a doua oară a fost tragic de greu, tragic de greu și am zis, mă, zic, dacă mă mai apuc o dată de fumat în viața asta, nu cred că mai pot să mă las, pentru că chiar a fost greu de tot, știi? Și ce să zic, îți trebuie multă voință, nu știu, nu consider că e un dezastru, dacă ești un om sănătos și așa. Nu consider că e un dezastru că... cer scuze. Nu consider că e un dezastru că fumezi. Dar ar fi mișto să nu o faci. Adică ar fi mult mai bine pentru tine și pentru sănătatea ta și a celor din jur ca tu să nu mai fumezi. Adică mai dai și banii, mai nu știu. Pe de altă parte, ceva trebuie să faci. Adică nici nu fumezi, nici nu beau, nici nu pe mama, știi? Și dimineața mă trezesc cu spume la gură și zice că am o tumoră pe creier. Adică cunosc oameni care nu beau, nu fumau și au pățit chestia. Încă sunt în viață, mulțumită lui Dumnezeu și al doctorilor din alte țări, dar de asta zic, adică ceva trebuie să faci, suma viciilor trebuie să fie constantă. Nu poți să stai așa să nu faci nimic în viața asta, că dă mașina peste tine și îți pare loc după aia. Adică, ia uite, bă, nici n-am fumat, nici n-am înșelat, nici n-am nimic, știi? Trebuie să faci niște chestii. Asta, clipul vine așa, la dorința băiatului care m-a întrebat dacă am fumat și că știe el că am fumat și cum am lăsat de fumat. Așa m-am lăsat, frate, cu bomboane și cu multă voință și încăpățânare prostească. Altfel, nu știu, am văzut că sunt cărți, sunt tot felul de lucruri care, Doamne, ajută, uite, am citit cartea asta și m-am lăsat de fumat, nu știu. N-am citit nicio carte, urmat niciun tratament miraculos al nimănui. Deci nu cred că există lucrurile astea. Dacă tu nu vrei, dacă tu nu ai voință, zic, e imposibil să... Da, mare Franța. Are Mercedes, are bani să accelereze două secunde așa. Da, deci de asta spun. Nu mi se pare așa niciun capăt de țară la ce poluare avem și ce probleme sunt pe lângă noi. Faptul că noi fumăm, nu mi se pare un dezastru. Dar, da, n-aș... Le-a spune tuturor că nu e sănătos și că ar fi mai mult mai bine să nu o facă. Dar, na, mamă, Sport Mind Passat, are un sticker pus pe mijloc, pe bagajul, Sport Mind Passat. Ce oameni trăiesc pe lângă noi. Da, acesta a fost clipul.
nu-mi dați share, nu-mi dați like, nu-mi dați subscribe, nu-mi dați nimic. Că e de la mine gratis, să fiți voi sănătoși.